Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Mințea Iordache, bun venit în studio Antena 3 Călăraș. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Răzvan Ioanescu. Bine ați venit! Să rămâne, doamnă! V-ați reîntors în viața politică, v-ați reînscris în PSD. Cum a venit această decizie? Când a venit această decizie? Adevărat că cu această idee cochetez de mai mult timp. Însă acum am găsit prilejul și momentul de a mă reîntoarce în organizația PSD Călăraș, pe care am părăsit-o în 2004. Și am venit, pur și simplu m-am înscris în organizație, ca orice membru. M-am prezentat, să spunem, noi conduceri, intenției mele de a reveni în organizație și cam asta a fost tot. V-ați retras în urmă cu 16 ani din viața politică. Da. Ce anume v-a determinat să luați decizia întoarcerii? Ținând cont că este an electoral. N-a fost o decizie personală de a ieși din politică, a fost o conjunctură nefavorabilă. Asta a fost declanșată de alegerile interne din PSD, organizate de fostul președinte și premier Adrian Năstase, în urma căror, la nivel local, am obținut un loc neeligibil. Și în urma alegerilor din anul 2004, nu am mai putut ocupa un loc în Parlament. Motiv pentru care m-am retras din viața politică, așa cum ați subliniat, și viața mea a fost direcționată către mediul de afaceri. Dar totuși au trecut 16 ani, este an electoral, oamenii s-ar putea gândi că v-ați întors vizând o anumită funcție. Vizați o anumită funcție în PSD în momentul de față? Vă spuneam că cochetez cu această idee de mai mult timp. Însă momentele în care am vrut să mă reîntorc au fost nefavorabile din anumite considerente. A fost o perioadă în care partidul, după alegerile spectaculoase de acum 4 ani, unde partidul a înregistrat un procent de 46%, a fost condus așa cu o mână despotică și anumite lucruri sau anumite principii nu conveneau cu modul meu de a gândi, de a mă integra din nou în partid. Și atunci am amânat această decizie până acum 3 luni, în luna martie, chiar înainte de declanșarea pandemiei, când am hotărât să mă reîntorc în organizația de Călăraș, pentru că aici am copilărit, aici am făcut școală, aici am terminat liceul, mama mea locuiește încă în Călăraș, aici am fost și colegi, prieteni din copilărie, de copilărie și de adolescență, te leagă cele mai frumoase amintiri. Așa că am toate motivele să revin de unde am plecat. Înseamnă că totul s-a schimbat ceva în viața politică și că acum ar fi un moment prielnic. Este un moment prielnic în sensul că Partidul Social Democrat trece printr-o perioadă de transformare în care încearcă să-și găsească, să-și revitalizeze, să spunem, organizațiile, să-și găsească un nou drum. Și atunci cred că este nevoie și de oameni cu experiență. Nu cred că mi-am epuizat capacitatea, resursa biologică, să spunem, și nici pe cea intelectuală. Așa că poate experiența mea din domeniul politicii, cu toate că a fost o experiență nu chiar foarte lungă, din anul 1997, de fapt 95, dar în 1997 am fost ales președinte al organizației de tineret la nivel național până în 2004, dar și experiența din domeniul afacerii, cred că poate fi sau poate aduce un surplus, un plus de vitalitate, să spunem, de noutate în organizația Călăraș. Cum v-au primit colegii? Niciun fel. M-am înscris. Nu era un eveniment special. Puteți să, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș reformula întrebarea în sensul cum ați găsit organizația, nu cum am primit. N-am găsit-o niciun fel, pentru că din ceea ce am citit mai mult în presa locală,
organizația e oarecare, într-o oarecare stare amorfă. Adică nici de cum nu dă impresia că se pregătește pentru alegeri. Mi-a fost foarte greu să identific care este candidatul partidului la primăria municipiului Călăraș. L-ați identificat? L-am identificat într-un final, însă... Sunteți sigur că acela va fi? În schimb, lipsa de vizibilitate este cea care mi-a dat de gândit. Nu poți să ai un candidat și să dorești să câștigi atâta timp cât el n-are o echipă în spate. Niciodată un lider politic n-a câștigat de unul singur. Întotdeauna a fost partidul, organizația, că a fost locală, județeană sau la nivel național, cea care a împins către un rezultat, mai bun sau mai puțin satisfăcător, candidatul. În momentul de față, candidatul e pe jumătate, iar organizația lipsește din spatele lui. Cum îi puteți ajuta? Păi, cum vă spuneam... Bănuiesc că ăsta este scopul pentru care v-ați reînscris. Să-i ajutați, să formați o echipă și lucrurile să fie puse în mișcare într-un anumit fel. Cum vă spuneam, ieșirea asta din letargie trebuie să se realizeze prin declanșarea unui fel de a spune oamenilor lucrurile într-un sens pe care ei să-l înțeleagă. Există o foarte mare criză de lideri. Există o criză de leadership. România nu mai are lideri. Singurul lider în momentul de față care este oarecum vizibil este Victor Ponta. Ar urma după el Marcel Ciolacu în momentul în care va câștiga alegerile în Partidul Social Democrat și în felul acesta își va câștiga autoritatea de președinte. Însă lipsa aceasta de lideri, atât lideri locali cât și lideri naționali, evident că împinge masa mare de oameni într-o stare de așteptare. Oamenii așteaptă. Așteaptă un mesaj, așteaptă un îndemn, așteaptă o direcție, oamenii așteaptă proiecte. Oamenii politici trebuie să înțeleagă că în momentul în care vii și pui pe masă un proiect politic, în jurul acestui proiect nu trebuie să se strângă numai oamenii din organizație, ci și oamenii pe care îi reprezinți, că ești primar, că ești parlamentar. Și atunci vei crea o masă critică suficientă, pornită din dorința, din acumulările așteptărilor oamenilor, astfel încât acele proiecte să-și găsească o finalitate. Din păcate, luptele intestine, luptele interne, au fost în măsură să degradeze foarte mult percepția Partidului Social Democrat în România, dar și în exteriorul țării. Adică noi ne-am luptat mai mult între noi decât ne-am luptat cu adversarii politici. Iar lucrul ăsta a dăunat foarte mult. Deci există un orizont de așteptare imens, atât la tineri cât și la oamenii mai în vârstă, la oamenii maturi. Trebuie să ne reconfigurăm mesajele. Partidul în momentul de față nu are, de exemplu, un mesaj pentru tineri. Tinerii de astăzi nu sunt cei pe care eu, de exemplu, i-am lăsat acum 16 ani, fiind, având și experiența președintelui de organizații de tineret, mi-aduc aminte de ceea ce gândeam noi acum 25 de ani, vă dați seama ce tineri eram, și modul în care pun astăzi în antiteză, în care tinerii se dezvoltă astăzi, modul în care pun problemele, modul în care privesc viitorul, perspectiva pe care o așteaptă, ce așteaptă de la statul român, ce așteaptă de la politicienii români. Deci această reconfigurare, recalibrare a mesajului către tineri, către oamenii de afaceri, către agricultori, către pensionari. Vedeți, în zilele de astăzi se dezbate din ce în ce mai prin problema pensiilor speciale de serviciu sau speciale.
Cred că de aici ar trebui să începem. În momentul în care nu înțelegem lumea în care trăim, nu înțelegem nici lumea de mâine. Și atunci, dacă nu înțelegem ce se petrece în momentul de față, nu avem cum să aducem în jurul nostru sau să recâștigăm încrederea oamenilor pe care i-am pierdut din diverse motive. 46% acum 4 ani de zile a fost un scor zdrobitor, nemai întâlnit la niciun partid în Europa. Astăzi, după alegerile parlamentare de anul trecut, PSD-ul este undeva la 25%. Diferența este enormă. Să pierzi 20% în 3 ani, în care ai schimbat 3 miniștri, 80 de miniștri, 3 prim-ministri, 80 de miniștri, te situează în primul rând în raport cu cetățenii pe o treaptă inferioară. Înseamnă că ai pierdut din mesaj, înseamnă că ai avut o guvernare absolut dezastruoasă, nimeni n-a înțeles nimic, au fost decizii contradictorii tot timpul, nimeni din interior n-a înțeles nimic, dar nimeni din exterior iar nu a înțeles nimic, au fost mesaje anti-europene, mesaje anti-NATO și în acest fel ne situăm astăzi în situația în care suntem. Dacă am reținut bine, lipsa liderilor politici, atragerea tinerilor, starea de așteptare, lipsa unui mesaj clar. Cam astea ar fi problemele. Ținând cont că data alegerilor locale a fost deja stabilită pentru 27 septembrie, credeți că mai aveți timp, mă refer, mai aveți timp ca partid, PSD, PSD-ul mai are timp pentru a rezolva aceste patru probleme până atunci, până în septembrie? Datele pe care le-ați... Data alegerilor este oarecum incertă. Dar dacă luăm ca dată de referință... Este data vehiculată în momentul de față, data de referință. Dacă o luăm ca dată de referință, este un timp foarte scurt. De aceea, cred că trebuie grăbite alegerile la nivel național. În momentul în care PSD-ul va avea un lider, în momentul în care PSD-ul va avea o echipă, atunci acesta va fi un element de coagulare, să spunem, a organizațiilor, a oamenilor care vor simți nevoia să iasă la bătaie. Altfel, vom rămâne într-o stare de incertitudine și, evident, fără niciun fel de rezultat. Pandemia a blocat multe lucruri, multe activități, dar și alegeri. Congresul PSD, Congresul Extraordinar al PSD, ar fi trebuit să se organizeze iunie-iulie. Știu că se discuta la începutul anului. În momentul de față, măsurile restrictive nu permit organizarea Congresului. Sunt discuții interne, ce se va întâmpla odată cu ieșirea din starea de alertă, se va organiza congresul? Care sunt discuțiile în interiorul partidului? Ce știți? În interiorul partidului nu știu decât ce citesc și eu în presă, deci nu știu mai mult decât știți dumneavoastră, dar fără discuție, în momentul în care s-a ieșit din starea de alertă, atunci urgent ar trebui organizat congresul, pentru că un congres al unui partid înseamnă să strângi într-o sală, nu știu, sau un aer liber, eventual, 500 de persoane. Mai ales că este vară, lucrul ăsta probabil că va permite adunarea într-un amfiteatru a 500 de delegați din toată țara. Este un prilej. Altfel, alegerile stau sub un mare semn de întrebare. Asta voiam să vă întreb. În momentul de față se discută despre posibilitatea prelungirii stării de alertă. Suntem deja în iulie aproape. Starea de alertă, prelungirea stării de alertă, trebuie să aibă la bază niște motive extrem de bine fundamentate. Trebuie să exprime o realitate. Număr de îmbolnăviri mai mare, număr de decedați mai mare. Sper ca lucrul ăsta să nu se întâmple și să ieșim din starea de alertă, evident cu anumite restricții, dar minore,
și lucrurile să-și reintre pe făgaș, lucrurile să reintre pe făgașul normal, așa cum au fost înainte. Cu toate că viața noastră dinainte va fi o amintire, zic eu, în următoarele decenii. Da? Să sperăm că lucrurile se vor schimba. Ați vorbit de lideri. În momentul de față, pentru funcția de președinte al PSD, sunt vehiculate mai multe nume. Domnul Ciolacu, actualul președinte, domnul Grindeanu, la un moment dat, doamna Firea, mai nou, domnul Teodorovici. Cum vedeți? Sau ce părere aveți despre acești oameni? Și dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, până la data alegerilor, vom avea surprize, vor apărea alții, noi. De surprize nu cred că poate fi vorba. Ați menționat patru nume, dar din cele patru ați alege doar două, pentru că doamna Firea și domnul Grindeanu au respins la un moment dat propunerea. Nu știu dacă au respins și propunerea de a face parte dintr-o echipă a unuia sau altuia. Mă refer la domnul Ciolacu și la fostul ministru al finanțelor, domnul Teodorovici. Însă poziționarea domnului Teodorovici în momentul de față, poziționarea pe să spun oarecum împotriva mersului firesc al alegerilor, este privit în interior, dar și din exterior, ca o lovitură, să spunem, pe care ar dori să o dea din nou partidului. Prin, în sensul că dacă nu există un rezultat acceptat de o anumită grupare, cei vor părăsi partidul sau, mă rog, nu știu ce lucruri se vor întâmpla. Partidul, mi-aduc aminte de anii 96-97, dacă greșesc să mă corectați, deci cu foarte mult timp în urmă, acest partid a suportat prima lui scindare prin formarea APR-ului, dacă mai țineți minte, când domnul Meleșcanu a plecat cu un grup de parlamentari, cred, pe vremea aceea. De-a lungul timpului a suportat multe altfel de divizări, ultima fiind a domnului prin plecarea domnului Ponta. E posibil ca istoria să se repete acum cu domnul Teodorovici. Ce pot să vă spun este că oamenii pleacă, partidul rămâne. Ceea ce trebuie luat însă înseamnă de liderii partidului este ceea ce vă spuneam mai devreme, că și electoratul partidului s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Foarte mulți dintre ei, unii au decedat fiind oameni în vârstă, foarte mulți dintre ei au plecat. Trebuie să ne gândim că avem aproximativ 2,5 milioane de români plecați în străinătate. De aceea este un motiv poate unic în istoria acestui partid de recăpătare a unei noi imagini. Un partid social-democrat autentic, european, cu o tentă națională. Dacă astăzi un om de vârsta mea ar vorbi în fața oamenilor de patriotism, de țară, de neam, ar putea fi considerat un retardat comunist de foarte multă lume. Nu cred că este cazul. Cred că este momentul regândirii noastre, recapacitării noastre ca neam și ca țară, iar acest moment nu trebuie scăpat. Indiferent, este valabil pentru toate partidele, numai pentru PSD. Dar ca membru, să spunem, al PSD-ului, la asta mă gândesc astăzi. La acest lucru mă gândesc astăzi. Deci este un moment unic și poate ultimul cu care ne vom putea întâlni în următoarele decenii, în care acest partid trebuie să se reconfigureze. Sunt oameni care au plecat din partid, oameni foarte buni, din diverse motive, oameni care au fost excluși din partid, care trebuie să se reîntoarcă. Întoarcerea lor înseamnă și venirea alături de ei a multora care astăzi stau într-o expectativă, într-o așteptare îndelungată, așa cum am stat eu 16 ani. Credeți că liderii politici
mă refer la PSD, identifică acest moment așa cum îl identificați dumneavoastră? Și își doresc această schimbare? Sunt ferm convins că Marcel Ciolacu are o mare șansă de a deveni președinte și că din momentul în care devine președinte, cred că va putea să-și facă, să-și formeze o echipă așa, bazată mult pe descrierea pe care am făcut-o mai devreme. Nu cred că trebuie subestimat Marcel Ciolacu, dincolo de, să spunem, de prezența lui oarecum echilibrată în momentul de față, prezența lui politică în partid, în sensul de a nu lua decizii decisive, este numai o stare de moment. Este firesc, este interimar, partidul are o conducere interimară, dar dacă s-ar grăbi acest proces cu organizarea alegerilor, congresului, dar ar fi un lucru benefic. Dacă măsurile vă permit acest lucru, că până la urmă nu ține doar de dorința membrilor de partid. Dar până atunci, până va fi ales o conducere statutară care să conducă PSD-ul în alegerile locale, alegerile parlamentare, tot ce urmează, sunt date, duse lupte interne. Zi de zi apar tot felul de articole. Domnul Teodorovici spune ceva despre domnul Ciolacu, domnul Ciolacu spune ceva despre domnul Teodorovici și uite așa, este o luptă internă în PSD. Credeți că această luptă internă face bine imaginii partidului în momentul de față și încă o dată revin la alegerile locale care bat la ușe? Societatea românească este extrem de divizată, extrem de heterogenă. La fel sunt și partidele, pentru că ele reflectă, de fapt, societatea în care trăim. Toate aceste lupte interne, bazate pe o dorință de impunere a unor găști politice, pentru că nu le poți numi altfel, într-o direcție sau alta, sunt împotriva agentei cetățeanului, sunt împotriva noastră. Atâta timp cât vom avea în Parlament parlamentari care scriu acea declarație de avere în care spun că au ceasuri cu ei. Ceasuri. Da. Lucrurile acestea nu se vor schimba. Nu am nimic cu colegul la care fac referire în momentul de față. Însă ăsta este adevărul. E o clasă politică medie cu... Dar astfel de oameni am regăsit la toate partidele. Adică, indiferent de partidul care a venit la guvernare până în momentul de față, de la Revoluție până astăzi, în anul 2020, au existat astfel de persoane, să le numim așa, da, pentru că... numite în funcții foarte importante, funcții cheie, și poate că nu aveau ce să caute acolo. Da, pentru că... nu este partidele... doar o problemă a PSD-ului. Așa este. Și vă spun și de ce. De unde pleacă acest lucru? În momentul în care îți faci listele pentru Parlament din agenda de telefon, atunci se întâmplă ceea ce menționa și dumneavoastră. Eu aș fi procedat cu totul altfel și cred că Marcel Ciolacu, dacă va deveni președinte, va lua în calcul ceea ce doresc să vă spun acum. Dacă luăm în considerare un procent de 30% pe care PSD-ul ar câștiga la viitoarele alegeri parlamentare, luăm niște cifre complet aleatorii. Să spunem că din total de 300 de parlamentari, PSD-ul ar avea un grup de 90 de parlamentari. Din ăștia 90 de parlamentari, această cifră trebuie distribuită pe comisii. Și atunci o să vezi că ai nevoie de același raport, evident, că se transmite și în comisii. Și atunci o să vezi că ai nevoie în Comisia de Sănătate de 4 parlamentari, în Comisia de Finanțe Bănci de 5 parlamentari, în Comisia de Apărare de 8 parlamentari și așa mai departe. Pornind de la această configurație, încep să-ți cauți profesioniști.
Și atunci organizațiile din țară trebuie să-ți furnizeze acest oameni. Pentru că ei vor fi cei mandatați în următorii 4 ani să facă legile din țara asta. Nu poți face astăzi o lege și peste o săptămână să dai o ordonanță care contrazice legea și tot așa. Legile sunt ambigue. Oamenii sunt dezorientați. Nu mai știi să citești o lege, pentru că te duci la corpul unei legi și vezi în spate că ai 20 de ordonanțe de modificare a legii. Și atunci dacă ai urmări acest simplu proces pe care vi l-am relatat aici, o să ai în Parlament specialiști. Este imposibil ca, ați văzut în ultimii 4 ani, pe legile justiției din PSD au vorbit 3 oameni. Comisia juridică este cea mai importantă comisie din Parlament, nu din Parlamentul României, din orice Parlament, pentru că prin acea comisie trec toate legile Parlamentului, nu numai legile justiției. Și atunci, dacă ai face lucrul acesta și ai avea, să spunem, hai, 80%, da, acoperite cu profesioniști, hai să zicem 20% lăsăm pentru cei care sunt vechi în partid, pentru agenda telefonică, mai dăm niște premii, da, pentru cei care au ajutat partidul sau sunt de foarte mulți ani în partid, lucruri de genul acesta. Parlamentul trebuie să-și îndeplinească cele 3 lucruri fundamentale. Este instituția fundamentală a țării. Rolul de reprezentativitate, de aceea sunt ales într-un județ, da, într-o circumscripție. Rolul de legiferare, trebuie să mă duc în Parlament și să fac legi pentru cetățenii pe care îi reprezint. Și al treilea rol de control al guvernului. Lucru care în momentul de față nu se întâmplă. Nicăieri într-o țară civilizată, la solicitarea Parlamentului, un ministru nu vrea să se prezinte în fața unei comisii de specialitate, cum este actualul ministru al finanțelor, sau cum a fost în urmă cu câțiva ani o doamnă procuror. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. De ce credeți să sfidezi, să sfidezi într-un mod atât de necorespunzător o comisie parlamentară și să te duci, să te înfățișezi în fața Parlamentului așa cum este el. Nu pot să consider că Parlamentul sau comisia este mai prejos decât politicile sau gândirile tale. Ne apropiem de încheierea emisiunii. Dumneavoastră vorbiți despre normalitate. Un singur lucru aș fi vrut să mai adaug. Nu cred că este doar problema liderului. Un lider care își numește președinții de comisie, așa cum a spus dumneavoastră, din agenda telefonică. Mă gândesc că dacă în partid ar fi oameni ca dumneavoastră să-l tragă un pic de mânecă, nu este în regulă. Să nu îi se permită să facă acest lucru. Probabil lucrurile ar fi intrat de mult pe un făgaș normal, dar încă o dată vă spun, nu este doar problema PSD-ului. Este problema partidelor care în ultimii ani au fost la guvernare. Întâlnim această problemă? Întâlnim. Întâlnim această problemă nu numai în partide. Cred că societatea, dacă ar fi să o împărțim în 2 categorii. Din prima categorie e o masă mare de oameni, extrem de gălăgioasă, care ne servește în fiecare zi lucruri toxice, care îndeamnă la panică, la agresivitate, iar cealaltă, reprezentat evident mai puțin numeroasă, care stă în expectativă, oameni care sunt oameni cu coloană vertebrală, oarecare sunt cunoscuți prin profesionalismul lor, dar care, din păcate, sunt îndepărtați de numărul mare al primei categorii. Deci nu numai în, numai în partide politice. Uitați-vă, sunt instituții ale statului unde oamenii au fost numiți pe funcție nu pentru profesionalismul lor,
meritocrația nu mai este un principiu care să se bazeze pe cunoaștere, profesionalism, rezultate. Principiul este nepotul, nepoata, vărul. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc frumos pentru prezența, domnului Ionescu. Să rămână, mulțumesc.